De foame, sapă în gunoaie. Este realitatea cotidiană a peste 200 de romi care supraviețuiesc vânzând la centrele de colectare fierul vechi pe care îl găsesc la fosta rampă de gunoi a Ploieștiului. Zilnic riscă viața lor și a copiilor lor, scormonind în gropi adânci. Oricând un mal se poate surpa, provocând o tragedie. În plus, proprietatea este privată, așa că polițiștii au făcut astăzi o razie în zonă. Salariu nu, pensie nu, social nu. De unde să mănânc? De la mama, de la tata, din groapă. Nu trebuie să adun de aici un fier, să scot și eu pâine. Da, dar e periculos. Periculos, nepericulos, aici sunt. Nu ne ducem să ne băgăm unde sapă excavatorul. Noi stăm pe mal, că excavatorul pune pământul pe mal. Dar de infecție, că gunoiul ăsta tot e aici. Nu, pe infecție și-a... Asta e situația, dacă să mă duc să fur sau să dau la unul în cap, mai repede prefer aici să vin să muncesc. Dar nu vă e frică, că aici e infecția, adică a fost odată, s-a dus gunoi. S-a dus, că a intrat microbul în sânge și nu mai se lipește nimic. Vă zic dreptate, că nu mai se lipește. Și nu sunteți bolnav așa de nu, Doamne, ferește. Tu-l făcut. Ce să mai facem? V-ați imunizat, nu? Undeva, da, sigur. Dar nu se lipește niciun microb de aici de mine. Ziceți că nu vă îmbolnăviți când aici? Nu. Și de ce? Dacă Consiliul Local, primăria, ne dădea locul de muncă, păi nu, mai era, nu mai era lumea asta, ne-a ajutat și amărâți și vai de capul lor. Adică și dacă miroase și dacă e infecție, trebuie să veniți, nu? Trebuie să ducem o pâine amărâtă acasă la copiii lor. De furat. Nu e bine să fur? Că ne ducem la pușcărie. La pușcărie. Ca ce adunăm? Câteva table și luăm mersi la oamenii ăștia că ne facem bine, că luăm 20-30 de lei. Femei, bărbați și copii, toți știu bine ce au de făcut. Sapă, scot fierul și îl încarcă în căruțe. Abandonul școlar și exploatarea minorilor sunt probleme la ordinea zilei în sânul unor astfel de familii. Nu stau la căruță copiii. Nu le treabă copiii. Da. Păi cine să vi le fure? Dar în loc să meargă la școală copiii, la căruță aici? Sunt la școală, păi, dar sunt la fac școală. Banii, doamnă. Păi și? Sunt, alții merg la școală, avem cu copii care merg la școală. Dorința de a avea o bucată de pâine este cea care îi împinge pe acești oameni să ia drumul fostei rampe de gunoi de la Teleajen. Muncesc să duc o pâine la copii seara acasă. Câți copii aveți? Numai 8. Da, stai la școală tot? Acum da, sunt însurați, sunt la casele lor, mai am doi la școală, unul la grădiniță și unul clasa a doua. Și soțul cu dumneavoastră aici? Soțul e bun, la vie internat în spital. Păstrăți, sunt amendați de la poliție și de la jandarmerie. Ne dă poliția locală o amendă, după aia ne dă poliția jandarmerie altă amendă, poliția de circulație alte amende și ajunge la 15 milioane pe zi. Pentru 200.000, 300.000. Dacă luăm niște pâine, cartofi, să trăim pe astăzi, mâine, nu știu. Câți bani scoateți pe zi așa din vânzare? 10 lei. 20 lei. Uite, uitați, bagă aici. Păi mai nimic n-ați adunat. Păi și toată ziua ce iau. Hai ziceți, păi ce să facem? Să trăim. Să supraveghem, să nu murim. Asta e. Polițiștii au dus la secție copiii găsiți la groapa de gunoi și părinții lor riscă să fie decăzuți din drepturi. În baza unor date și informații, Poliția Municipiului Ploiești a organizat în această dimineață o acțiune pe centura de est a Municipiului Ploiești, unde există o groapă de gunoi. Informațiile constau în faptul că mai multe persoane, cetățenii din Municipiul Ploiești, împreună cu copiii minori, sapă în gunoaie și creându-se astfel pericolul ca acești minori să fie victimizați prin surparea malurilor acolo unde se sapă. În vederea aia, căutării de materiale reciclabile și fier vechi. Razia de astăzi a avut efect doar cât au fost polițiștii în zonă. După plecarea acestora, romii s-au întors la treabă. Își riscă viața și primesc amenzi, dar dorința de a câștiga un ban de pâine e de fier.